se duc pe apa limpede la vale. Anii zboară, sunt necruțători. Mama este cea care iartă. Mama este cea care așteaptă. Mama aduce pe lume copii și niciodată nu uită. Nu uită că este mamă. Ea însă uită că este femeie. Ea nu-și cumpără rochile scumpe. Ea nu-și cumpără pantofi frumoși. Ea nu se machiază, nu merge la mare, la munte. Mama, e mică. Mama uită că este femeie. Mama este iertătoare. Mama este cea care cere doar un singur lucru. Copii, mergeți acolo unde mergeți și fiți cu oameni. Astăzi stăm în fața unei femei care știe sensul cuvântului mamă. A născut de 5 ori. A adus pe această lume 3 băieți și 2 fete. Astăzi la masa sa a adunat oamenii care sunt lângă ea, care o susțin, care știu mereu să spună lucrurilor pe nume. Dar soarta de mamă nu este ușoară. Mama se trezește dimineața în ziua ei de naștere, oftează, se uită în oglindă și în pașaport și nu-i vine crede. Nu-i vine de crede că au trecut deja 70 de ani. Copiii s-au împrăștiat în lumea toată. Are deja nepoți, vreo 9 la număr. Este deja străbunică. Sufletul este de fată mare. Sufletul este de o fetiță care abia începe viața. Dar pașaportul arată 70 de ani. Astăzi am stat în fața femeii. Astăzi sunt în fața ei. Astăzi stau în fața voastră, fetelor. Voi toate sunteți mame. Voi știți cât de greu este să fii acest cuvânt. Mama iartă. Mama, atunci când greșești, stă lângă tine. Mama iubește necondiționat. Și primul cuvânt pe care îl spui este mama. Primul mulțumesc este mama. Primul te iubesc. Pentru cine este? Pentru mama. A fi femeie este greu. Astăzi ați fi vrut să aveți la masa voastră de sărbătoare pe toți cei 5 copii. Ați deschis poarta și ați știut că din cei 5, la poartă o să ajungă numai o singură fată. S-au împrăștiat copiii voștri, s-au împrăștiat pe lumea întreagă. S-au împrăștiat, însă n-au uitat. N-au uitat unde este mama, unde este casa ei, cum arată poarta și cum ar trebui să o fericite. 5 copii, 2 fete și 3 băieți. Astăzi am un mesaj de felicitare din partea celor 2 fetițe ale voastre. Mamă, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru viața ta, pentru sacrificiile tale, pentru faptul că nouă ne dădeai și ție niciodată nu-ți luai. Au fost zile când aveai doar o felie de pâine și împărțeai doar la copiii tăi. De multe ori spuneai că nu ți este foame. Ne dădeai nouă dimineața și niciodată nu cereai nimic înapoi. Mama ne-a învățat să fim oameni în această viață. Ne-a învățat să muncim, să construim, să ne facem familie. Și uite, mamă, am reușit de toate. Uite-te la tine, mamă, cu mânuțele tale ne-ai crescut, cu mânuțele tale ne-ai hrănit, cu mânuțele tale ne îmbrăcai odată, mamă, și ne puneai ghiozdanul în spate. Odată ne-ai făcut și geanta, geanta în care am pus puținul nostru și știai, mamă, o să plecăm și o să ne aștepți acasă. Astăzi, două fete ale voastre m-au rugat să transmit ceva. Mamă, în fiecare seară înainte de culcare, ne rugăm la Bunul Dumnezeu. Dă-i, Doamne, mamei, sănătate, ani lungi, ani veșnici. Mama noastră este minunată. Minunată rămâi pe acest pământ, lângă noi, mămică. Avem nevoie de tine. Și atâta timp cât mama este, poarta se deschide. Casa este încălzită. Și atunci când este, sufletul este plin de bucurie. Cât timp o ai pe mama, ești încă copil. Și cât de mare n-ai fi, cât de bunică n-ai fi deja, de câțiva nepoți, tu rămâi copilul ei, copilul mamei tale. Astăzi nu este despre flori, este despre sănătate. Aici avem, să spunem, 70 de fructe, pentru fiecare an pe care l-ați meritat și pe care l-ați trăit pe acest pământ. Fie ca sănătatea să fie și de acum încolo pentru voi. Să vă fie viața plină de iubire, de dragoste. Lilea și Rodica au zis să vă transmit această sănătate adăugând: mamă, te iubim foarte mult. Să trăiești, să înflorești și să ai o viață lungă și frumoasă în această casă în care ne aștepți.
s-a mai alăturat la mesaj un Ion, un ginere de-al vostru și câțiva nepoți. Vreți să-i numim? Irina, Nicolae, mai este și un Marian. Și cine mai este acolo? Iată și un Elie, care este deja tătic și care abia acum a înțeles cât de greu este să construiești o familie. Inga, vă spune mulțumesc pentru nepot și pentru toate lucrurile frumoase pe care le-ați dat. Mi-a spus și mi-a șoptit o pasăre că pe cei nouă nepoți ai voștri i-ați crescut toți singurii cu mânuțele voastre. I-ați ajutat pe copiii voștri. Și atunci când a trebuit să fiți bunică, voi pentru toți ați fost și sunteți mămică. Pentru nepoți și pentru copiii voștri. Și fetelor, mai de șoc, e o ială, așa bună ca la turboz, 1, 2, 3 și... Măi, dar galăgioasă sunteți, eu nu știu de ce, dar eu parcă sunt până la 5 dimineața au stat aici. Ești pentru 5 dimineața să vă spun ceva. Dacă tot din 9 ori sunteți bunică, eu zic, să împărțiți această șampanie, știți cu cine? Cu oamenii care o să intre în casa voastră. Toți cei care vor intra să guste măcar un pic. Eu blestem ca această șampanie să fie licoare de sănătate. Cine o să pună buzișoarele și limba pe el să fie sănătos, plin de viață. Iar Beița ca o floare, mi-am pus anii mei în salbei, cât i-am adunat. Și periul plin de valuri, anii cât au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. Elicir, îți doresc mult, mult sănătate, bucurie. Să ai de la copii și de la nepoți, că ne-ai crescut pe toți. Ai crescut 5 copii și 7 nepoți. Să-ți dorească Dumnezeu mai departe sănătate și răbdare. Și-mi pare rău că nu s-a alăturat din ea tale. Dar din păcate mă bucur că avem telefoane și cu atâta te văd și eu. Și vorbim în toată ziua. Îți doresc mulți, mulți, mulți ani înainte, măcar de vreo 2 ani și ori, să ajungi la străine pot să ai grijă de ei. Că ai crescut nepoți, dar să crești străine poți. Să-ți dai Domnul sănătate, multă, multă. Mulțumesc!